Bine ați venit la primul vernisaj după 6 luni. Reușim să ne întâlnim față în față. În acest timp, totuși, filiala n-a murit. Activități au fost, dar incomplete. Din punct de vedere al tuturor etapelor. Iată că în seara asta compensează Gigel Bârliba și vine cu o echipă tare în spate, în afară de lucrările pe care le vedeți și vă face sigur singuri o impresie. Despre Gigel Bârliba și personalitatea lui complexă va vorbi domnul profesor scriitor Gheorghe Simion, doamna Mihaela Pravicenco, colega noastră de breaslă. Și de ce ziceam că activitatea este complexă, așa cum îi stă bine unui vernisaj la revenire în forță. Avem și un moment artistic. George Flavian Vârtea ne va propune câteva piese interpretate la pian. Momentul muzical va fi ales, bineînțeles, în funcție de desfășurarea domnului profesor sau eu știu, altă regie proprie a artistului în viață, care vedeți parcă o coboră de pe columnă, bineînțeles upgradat cu tricolorul, un dac cu tricolor. Îi urez mult succes lui Gigel Bârliba în demersul său expozițional, pentru că dumnealui vizează să își depună și candidatura pentru titularizarea în Uniunea Artiștilor Plastici. Și în vara asta am fost împreună și într-o tabără de creație unde a lucrat zi și noapte. Probabil o să amintească și domn profesor de aventurile noastre la Groși. Deci, domnul profesor, preluați microfonul, vă rog. Suflete frumoase și biruitoare. Câteva semne și indicii, câteva descifrări. Ne întrebăm de unde vine Gigel Bârliba și unde vrea el să ajungă. Numai că el nu numai că ne ajunge din urmă, dar ne și întrece. Firea sa, discretă, cu alcătuiri fine, nu are nimic din vocația unui solitar. Dimpotrivă, preferă însoțirea și prietenia. Smerit și loial, fără viclenii ascunse, evită pe cât se poate taclaua și clevetirea.
Totuși, ceva neliniștitor îl face să caute răspunsuri la cei care își pun întrebări. Omul clișeelor verbale, omul care nu-și pune întrebări, e omul pierdut pentru totdeauna. Și nu atât un răspuns așteaptă el, cât mai ales o dumerire de sine, o împăcare în Duhul mângâierii. Așa se face că în preajma sa nu te încearcă îngrijorări cotidiene. Lași deoparte totul și îți vezi de sufletul tău. E firesc să aflăm și de la el un răspuns. Iar el ne răspunde cu uimiri, cu mirări, cu deslușiri de taină. Când suntem în impas, ridicăm neputincioși din umeri și ne lamentăm, băbește. Nu-i nimic de făcut. Nu putem corecta nimic din apucăturile firii umane. Dar Gegel Bârliba nu cade pe gânduri și nici nu se resemnează laconic. Nu se întreabă unde bate gândul omului și nici încotro bate vântul, deși îi aude vuirea și tânguirea. Câteodată chiar jalea bântuirii de sine, dacă învârtejirea ar putea avea expresie, chip uman, adică și nu ne-ar cuprinde și ne-ar surprinde tăcuți și îngândurați. La fel de nestatornic precum vântul și gândul, omul stăruie rătăcire și în loc de a-și urma calea, el preferă să vadă pe unde se poate strecura, în așa fel ca să nu-l vadă nimeni, amăgindu-se cumplit că în felul acesta e liber. Gegel Bârliba e pe cale, urmându-și chemarea interioară spre o destinație cerească lămuritoare. Iar noi avem bucuria de a-L cunoaște în toată măreția simplității sale. Când nu-i nimeni, cum s-a întâmplat la Groș, în tabăra de pictură, El urcă repede în clopotniță și ne trezește și ne cheamă în incinta unei întâmpinări. Literar vorbind, vibrări Valahe sunt de fapt metonimii, adică partea dă seamă de întreg, iar întregul are în vedere partea nevăzută și această parte nu poate fi decât sufletul, Duhul nevăzut, energia cerească, harul frumuseții și slăvirea creației. De la triste, violete vibrări bacoviene, pictorul Gegel Bârliba face trecerea spre o alt fel de locuire, una care ne bucură privirea și ne încântă sufletul. E o altă cale nebătătorită, una care devine tot mai strâmtă pe măsură ce te apropii prea mult de un tărâm al necunoașterii. Meticulos și cu răbdare, El își exersează privirea cu îndemânare, pipăind parcă aerul imperceptibil al unui duh al locului.
Când privim vreo lucrare a lui Gigel Pârlipa, care să ne încânte privirea, ceva ciudat se întâmplă cu percepția vizuală. În loc să vedem mai clar și mai bine, auzim cum respiră florile și cum tăcerea de clopot din văzduh deodată îi rupe tăcerea și în dangătul lui tânguitor auzim un fel de vestire din ceruri, dar și o prevestire a morții, o amenințare de niciunde și oricând să se întâmple. Clopotul are ceva divin, nu prin dangă grav de regviem sau de chemare la liturghie, ci prin faptul că nu poate fi decât rezonant, fără intermitențe, urmând o partitură diafană, în văzduh de cumințire, de ritm cosmic și statornic. Cum te auzim clopotul și când nu bate, ne întrebăm noi? Și chiar de nu ar mai fi nimeni să-l clintească, clopotul nu poate fi redus la tăcere, iar dangătul lui e frângerea eternității reci, făcând din trecere o clipă veșnică și unică. Această vuire continuă poate fi auzită în galeria eclezială din fiecare tablou metonimic, alegoric și parabolic, semnat de Gigel Pârlipa. Poate nu mă înșel, dar arta compoziției la Gigel Pârlipa nu ține deloc de spațiu. Mai mult, spațiu devine timp, care înseamnă mișcare, neîntrerupere, neîncetare. E un duh în toate și toate sunt în mișcare. Figurarea e puțin ciudată. Cum să ne imaginăm că o clopotniță ar putea o rupe la fugă, ieșind din peisaj și rupând ramele? Or, ce vedem noi cu privirea lucidă e, de fapt, o metonimie a dezrădăcinării ca amenințare perpetuă a neamului nostru așezat la răspântie, veșnic amenințat din toate părțile și niciodată înfrânt. Abia acum românii au fost răpuși chiar de ei și au rupt-o la fugă, deși rădăcinile sunt aici vii și pline de sevă sfântă. România nu a fost până acum decât o țară de emigranți, ci mai mult, deci nu a fost o țară de emigranți, nu am emigrat până acum, ci mai mult decât atât, o țară de imigranți. Aici s-au aciuat străini și noi nu i-am bănuit de vreo pierdere a ceva din firea noastră. Mesajul subiacent din pictura lui Gigel Pârlipa e unul al amenințării, al pericolului dezrădăcinării, de rasinement, al strămutării și înstrăinării într-un alt ținut necunoscut. E, de fapt, mesajul nescris de pe pereții pictați în Bucovina. Amenințarea, pericolul, sugerate plastic prin secvența metonimică a căderii Constantinopolului, la șut de Constantinople, și să nu uităm în ce moment neprielnic a urcat peste Roș Ștefan cel Mare, la numai 4 ani, 1547,
după 1543, care marchează ruptura și suferința creștinătății. Cel pârlip are la îndemână un temei de nezdruncinat, protector, fără șubrezire și nici învechire. Izvodirea și dezvăluirea, zidirea vie, biserica albă, martirică, clopotnița ca o chemare și o trezire. Pârjolul și pustirea nu au cum să nimicească Duhul unei așezări, dacă ea are în centrul ei pe un promotoriu al neclintirii semnul crucificării și al jertfei. Iar fi fost poate mai ușor și la îndemână să picteze icoane, chipuri de sfinți sau parabole din Evanghelie. Gigel Pârliba, pictorul, suferă mai mult decât Gigel Pârliba istoricul. Cui se adresează mesajul său creștin, ne întrebăm, dacă nu celor mai expuși în străinării și părăsirii, dorul sfârșietor al fraților noștri de dincolo de Prut. Inițial, el ar fi vrut să pună titlul acestui vernisaj, acestei expoziții, Dor de Basarabia, dar fiind prea folosit și ca să nu fie doar referitor la frații basarabeni, el a găsit un cuvânt comun pentru noi. Și pentru că fiecare tablou are trimitere prin adjectiv și prin nume, foarte multe adjective. Vedeți, îmi spune Maramureș, îmi spune maramureșan, basarabean și așa. În toate lucrările și plăsmuirile sale picturale ne e dat să citim nu atât o consfințire a locuirii, ci o cu mult mai bună situare a persoanei umane în lume, învecinați cu veșnicia și respirând aerul sfințeniei, aura celestă a chipului, a întrupării și a întruchipării. Într-un cuvânt, pentru Gigel Pârliba, biserica e și cuib, e și matrice stilistică, e și amprenta a Duhului, e și altar în fața căruia ne înclinăm și ne închinăm. Acum știm care e destinația către care se îndreaptă Gigel Pârliba, spre tainica locuire a primenirii, gata să primim ofranda luminii. Îl și vedem cum urcă repede, repede treptele clopotniței la groși, spre a ne chema la o întâmpinare a dimineții, când zefirul adie fără mohorâre, fără pântuire, fără învăluire, dezvăluire a sfințeniei. Aceasta îmi pare a fi liturghia luminii din creația sa, saturnicie și neîntrerupere. Câteva teme, temeiuri și temenicii. Vrednicii le-am putea numi în pronia și ponderea lor cerească. Cum nu putem vedea idei, ele nu pot fi nici figurate. Imaginarul și ficțiunea nu au ce căuta într-o pictură.
ele pot cel mult îngânate prin cuvinte, cum fac eu acum. Plăsmuirea și zlămislirea țin de lumină, de cunoaștere până dincolo de moarte. Nici lumina nu se cunoaște pe sine. Ea se arată prin umbra ei. Doar lumina interioară, lumina care ne luminează sufletul, nu ne orbește. Și cel plin are darul acesta de a vedea, de a fi privire, darul transfigurării, al transubstanțierii, al euharistiei. Dacă e să privim bisericile maramureșene, unde lumina e temei interior, adică zidirea pare a fi conectată la izvodirea din sine a creației. Pe lângă faptul că e atât de ordonată, neșubrezită de vreo ezitare, ea e chipul luminii interioare. Zidul protector e întărit prin razele nevăzute ale Duhului și nu atât această lumină, cât subțietatea și săgeata înăripată a clopotniței în văzducul de neatins al înălțării la cer. Cu totul aparte și cât mai personal cu putință, e partitura istoriei vii, cu repere eterne, nestrămutate vreodată, fără vremelnicii trecătoare, ci doar persistentă și statornică memorie vie, trăire și simțire în duhul unei patrii cerești, sugerată prin galeria bisericilor sfelte și neclintite de nicio primejdie. Pentru Gigel Bârliba, istoria nu-i cronică și nici cronologie, ea e cartea vie de învățătură a unui popor. Ne privește pe toți, la oaltă și nu la grămadă, într-o incintă a proniei protectoare. Și din priviri pe viitori, de ocazie, devenim fără să vrem, pentru o clipă, fericiți cu o binecuvântare și o mângâiere de Duh Ceresc. Plecăciune, Gigel Bârliba. Mulțumesc! Aș dori să vă prezint un tânăr deosebit de bun, de frumos, de talentat și, dacă aș zice genial, aș spune prea puțin. Cuvântul ăsta parcă e prea puțin pentru acest om, care, la fel ca domnul Simon, m-a însoțit din copilărie, vorba aceea, copilăresc mereu. Știți, și domnul Simon, iar Flavian era la Fundația Creangă, nu domnul Simon cu prestanța și veterană, iar acolo un copil care
dădea niște accente extraordinare și acesta erau la pian. Am avut bucuria să-l ascult la fel ca și pe domnul Simon și să am lacrimi de bucurie permanente de la cei doi bărbați, să-i numesc de acum. Iar când am intrat în clasă, fiindcă am avut privilegiul să-l am elev, am spus, ce faci, maestre, aici? Locul tău e pe o scenă, nu în clasă, în fața unui profesor, care mai are și pretenții să mai faci nu știu ce. Și am spus la colegii ceilalți, uite, eu îi căram pianul la acest băiat, la maestru Flavian Vârtea. Și ca dovadă că în afară de această plecare spre o artă, a ținut o ștachetă foarte mare și în liceu și a luat cu cea mai mare medie nu, din liceu bacaloriatul. Este proaspăt absolvent de bacaloriat, viitor student la Cluj și îl văd pe marele scene. Am făcut o mică prezentare. Dacă doamna Mihaela îngăduie, nu întâi să fie Flavian, nu? Să facem o ruptură între cele două discursuri. Da. Da, Flavian, te rog. Thank you.
trebuie să vorbesc despre Flavian sau trebuie să vorbesc despre Gigel Bârliba. Pentru că Gigel este un om care vede muzica. Pe lângă faptul că trece prin el așa ca un filtru, el vede muzica exact cum vede lumina, exact cum vede harul, exact cum vede toată energia asta care iese din pământul strămoșilor noștri, la el se transformă în formă, se transformă în culoare, se transformă în simboluri. Când a apărut cu prima lucrare de graficul cu o bisericuță, bisericuța lui era toată doar o dantelă, exact aceeași dantelă care iese pe ștergarele românești, care iese pe structurile de lemn ale caselor vechi, care se mai păstrează puțini la număr, în care este o dantelărie de brad decupat, de scândure de brad. Deci el, pe lângă faptul că vede biserica în sine ca simbol a credinții noastre ortodoxe, el vede și contribuția poporului cu această stilizare a elementelor de natură, această îmbinare a frumuseții care ne înconjoară. El nu s-a speriat nici de COVID, nici de mască, nici de restricțiile astea. El este un foarte bun înotător. El înoată în aer. El vede, România o vede de sus, o vede din lumină, o vede din cântările, din liniștea pădurii, din sufletele bune ale oamenilor. Chiar acum spunea câteva zile, ci că eu n-am văzut oameni răi. De ce? Pentru că vede prin structura lui sufletească. El nu a văzut oameni răi. Deci, dar și în părintele stariți care au venit acum. Plus, nu a văzut lucruri. N-am văzut niciodată oameni. Da. Vede frumusețea din lucruri. Asta este realitatea. Uitați-vă la ultimele lucrări care le-a făcut el acum în tabăra de creații. Ce armonizate sunt. Ce plutești în sunetul de clopot. Sunetul de toacă. Frumusețea clopotniței, toate le găsește în simbol clopotul care susține biserica, biserica care se înalță spre cer, pâinea harică, în lucrarea mare din capăt, floarea soarelui care reprezintă uleiul din candelele noastre, apoi ștergarul românesc care susține dealurile îndepărtate cu vița de vie, deci totul la el este simbol. Și este un mare iubitor de lumină. Dealurile pe care el le iubește atâtea de mult, au avut serii întregi de Carpați, de pe Ceahlău, imagini multe de pe Ceahlău, acolo este exact cum era la început, Duhul lui Dumnezeu plutește peste ape. La el lumina asta care plutește peste depărtări, peste înălțimea munților, parcă țâșnește din sufletele celor care au apărat România, care au apărat credința, care au apărat obiceiurile, care au apărat tradițiile. Deci niciodată el nu face ceva care să n-aibă acest substrat de taină, de legătură cu cei care au lucrat de-a lungul timpurilor, de cei care există astăzi și au mari sensibilități de la Dumnezeu și cu cei care vor veni are mare încredere în tineri. El spune, copiii ăștia au o încărcătură sufletească neînchipuită. Au o curățenie sufletească extraordinară. Deci, dacă oamenii ar avea mulți oameni nădejde în tineretul nostru, în tradițiile noastre și în tainile neamului nostru, ar fi toată țara mult mai fericită, pentru că noi o ducem foarte bine. Nu putem spune că trăim rău. Sunt niște restricții care încercă să ne nebunească de cap. Dar dacă ți-i strecori și noți printre ele, ești tot timpul fericit, auzi privighetoarea dimineață, are în curte un vas cu apă unde se scaldă o merlă maronie,
filmează, trimite, uitați-vă cât e de fericită. Și mi-aduc aminte de un, spunea tata, de un, concurs internațional cu tema cu tema pacea. Și o luau locul întâi pe glob, un tablou cu război. Deci era o vijelie, tuniti, trăsniti, bombi și așa mai departe. Într-un colțișor de tablou, în partea dreaptă jos, ajungea o rază de soare, până era o rămurică, și două răbiuți ciripeau fericite. Deci aia era fericirea, aia era pacea, era în interiorul lor. Și el o știu să se ducă pe acea rază de lumină. Deci asta face Gigel. El aleargă după aceste raze de lumină care vin prin har și care vin din mediul înconjurător pe care el îl percepe într-un anumit fel. Pentru că niciodată el nu o să zică, vai de mine, ia uite ce lemn bun, ăsta costă atâta, face o avere. Nu! El vede partea frumoasă a lemnului, partea frumoasă a luminii, a dealurilor, a florilor. Nu a avut spațiu să mai pună tablourile cu flori, are foarte multe tablouri cu flori. Toate bisericuțile lui au acoperișurile din lumină. La niciuna nu a pus umbră, toate merg în sus spre lumină. Deci este această tendință a lui de a vedea lucrurile frumoase, ziditoare și cu perspective de nădejde pentru țara noastră. El a crescut sub ochii noștri, adică la noi în curte, cu copiii mei. Tot timpul desena, tot timpul picta cu mama, tot timpul lucra, numai de culori, uns cu culori, plin de muzică, plin de poezie, plin de mesaje frumoase. Deci este un om cu o structură sufletească specială care se vede în toate lucrările lui. Și are aceste două variante. Culoare multă, sensibilitate multă. Când a apărut cu lucrările toate albe, a avut o expoziție la Iași, la Mitropolie, în Baptisteriu, și acolo cel mai interesant colț a fost zona unde Gigel avea lucrările toate albe, luminoase, frumoase. Era multă culoare acolo. Dar cel mai frumos și cel mai interesant era zona de lumină, unde el a expus bisericuțile lui. Așa este și el. Multă culoare, mult mult, multă energie și, în același timp, multă delicateze. Să-l întrească Dumnezeu să meargă în continuare pe simboluri și să-și realizeze și expoziția următoare care vrea el cu Basarabia. Are câteva, are casa aceea rupestră, este excepțională ca compoziții, ca armonii de culori. Apare, ocru este parcă culoarea vieții, lutul din care suntem noi făcuți, are culoarea ocru la noi în țară. Și acolo apare ocru care trece în culoarea vieții, verdele, care luminează clădirea în partea dreaptă cu acest verde al vieții. Deci, casa rupestră care se păstrează de la strămoșii noștri și care duce simbolul românismului în continuare, deci la vieții. El a reușit și a notat prin viața asta, încât, într-adevăr, a făcut lucruri frumoase și vede lucrurile frumoase. Și o să-i ajute Dumnezeu așa să fie până la capăt. Așa că e mare bucurie pentru mine, este o expresie elegantă, frumoasă, echilibrată și cromatic, și ca formă, și ca lumină, și ca oameni care au venit. E mare lucru. Și îi doresc din toată inima succes și, într-adevăr, merită să meargă în continuare. Însă eu sunt un fel de mamă rea cu el. Să-ți faci asta, treci la treabă, cam așa e stilul meu. Să-și dea doctoratul, să intre în uniune, să lucreze mult, să respire în ritmul culorilor și a luminii și a muzicii, ca asta e el. Asta e el.
Așa, îți doresc succes mult. Mulțumesc. Și bucurie. M-aș referi în câteva cuvinte de tabăra de la Groș, că a fost amintită de domnul Ștefan Potop și de domnul Gheorghe Simon. Și venind încoace, domnul Simon explica atât de frumos cât de bine se înțeleg pictorii și că acolo la Groș s-au creat prietenii și o atmosferă de lucru evident de nedescris în cuvinte. Și aș începe cu mulțumirile față de cei mai noi prieteni nu făcuți în tabără, de părintele Alexie, Alexie Kim, care este starețul mănăstirii Groș și care ne-a dus așa în ceruri cu atitudinea Preasfinției sale, cu căldura, cultura, înțelegerea și deschiderea. Și s-a creat acea atmosferă în care ne-am apropiat atât de mult și s-au realizat lucruri mari. De aceea, mulțumesc părintelui Alexie că este aici și că a fost tot timpul da, cu noi. Lui Cristinel Prisăcaru, care mai arunca câte o pietricică, era semnalul că trebuia să cobor la o vorbă din clopotniță, trebuia să cobor, că eu mă refugiasem acolo, și era semnalul că trebuia să vin pe pământ. Așa. Domnul Ștefan Potop, care cu înțelepciunea și delicatețea sa permanent ne apropie și ne adună. Și acolo am întărit această idee că este un om de mare excepție. Lui Flavian, că acum a venit în ochi, pentru toată sensibilitatea lui și tot parcursul său de până acum și Dumnezeu să-l binecuvânteze. Domnului Simon, care în prietenia noastră s-a întărit pe plajele Basarabene și cu Flavian am trecut, să știți. Și cât de frumos ne-au primit și în Chișinău și la Prometeus. Iar cu domnul Simon e o altă poveste cu Basarabia. Elenei Preda, n-am vrut să fiu protocolat, să zic, doamne inspector, că noi suntem prieteni din copilărie, am stat în aceeași clasă, în sfârșit, și am avut și liceul și facultatea împreună, așa încât aici sunt acasă, între prieteni. Mulțumesc foarte mult doamnei Mihaela Pravicencu. Ce să-i mai mulțumesc toată ziua să îi bat la geam, fiecare zi sunt pe acolo, am mai zis, la o expoziție, dintr-o familie în care, am spus, e altă poveste și acolo 10 tomuri n-ar încăpea toată măreția acestei familii. Din păcate, e atât de tainică încât cine știe, poate este mai bine așa. Domnișoarelor Mihaela și Elena, noi am venit ieri, dar în bâlbâiala noastră cred că nu reușeam nici astăzi să vă prezentăm ceva și cu o rapiditate, dar inteligentă și profundă, am realizat ce s-a întâmplat aici. Invitate noastre, doamnei pictori, celor pe care mai puțin îi cunosc, încă o dată vă mulțumesc pentru toate și cred că împreună vom mai urca spiritual. Întotdeauna mama își prezintă fiul, așa s-a întâmplat și astăzi, când mama lui Flaviana nu a putut să vină decât cu fiul său. Eu am întrebat pe Flavian când a venit, vii singur sau cu mama? Era clar. Și asta nu e vorba de protecție.
Știți că un tânăr la vârsta lui acum trebuie să-și ia zborul. Ce? Dar mama lui Flavian face parte dintr-o generație a prietenilor mei care au făcut muzică în liceu, arte, și a fost așa o atmosferă de mare efervescență creatoare în perioada aceea. Și vedeți că fiecare generație are frumusețile ei. Și ce spuneam de continuitate? Spunea și doamna Mihaela și domnul Simon, e vorba de continuitate. Ei, între Crina și Flavian e această numai continuitate mamă-fiu, e continuitate spirituală a două generații care se împlinesc. Numai bine vă doresc și să aveți binecuvântare în tot ce faceți. Bucurii de pline. Mulțumesc! Thank you.